Plecarea mea din PSD cred că a fost explicată în mai multe rânduri. Am plecat din Partidul Social Democrat după 20 de ani de apropiere, de simpatie, de identitate sufletească cu politica social-democrată din cauza unor măsuri care nu mai concordau cu ceea ce promisesem eu în campanie. Am fost în primăvară în organizațiile locale ale Partidului Social-Democrat și oamenii erau nemulțumiți pentru că spusesem, scrisesem ceva și lucrurile nu se întâmplau nici cu viteza, dar nu se întâmplau absolut deloc. Și atunci nemulțumirea mea firească de om care a plecat spre București cu gândul că lucrurile se vor întâmpla, dacă nu 100%, măcar într-o proporție considerabilă, astfel încât să creăm bunăstare oamenilor din județul nostru, mi-a creat această nemulțumire și am luat decizia de a pleca din zona aceea. Și vă întreb de ce aș mai fi rămas. În ceea ce privește politica locală, lucrurile se desfășoară așa cum vedeți. Eu vreau să merg înainte într-o construcție nouă, care se numește Pro-România. Nu mai sunt membru PSD de la sfârșitul lunii mai, de când mi-am dat demisia și m-am înscris în Pro-România. Am creat o organizație Pro-România Brăila, iar întâlnirea de acum 2 săptămâni cu președintele partidului Victor Ponta a fost garantul că această organizație are în spate și foarte mulți membri de partid. Bun, eu vă întrebam altceva. Vă întrebam dacă sunteți mulțumită de modul în care guvernează PSD-ul Brăila. Sunt și elemente care creează mulțumire, sunt și elemente care creează nemulțumire. Ce vă creează nemulțumire? Dați-ne și nouă câteva exemple. Noi știm acum că aveți așa rețineri și este firesc, sunt 20 de ani din viața dumneavoastră. Dar totuși, haideți să privim realist lucrurile și să spunem lucrurilor pe nume. Eu vă spun ce s-a discutat aseară în ședința de organizații. Cea mai mare nemulțumire la ora aceasta o reprezintă gunoiul care se regăsește peste tot în acest oraș. Oamenii asta spun. Situația aceasta pe ecologizare, pe încălcarea tot felul de reguli stabilite de instituții naționale și județene, de instituții care ar trebui să verifice aplicarea acestor reguli și legi, creează marea nemulțumire. Atât e gunoiul, infrastructura. Păi asta sunt. Cu transportul, șosea și de transport public. Iar pe transport singurul reproș este că oamenii așteaptă foarte mult în stația de autobuz.